fraților, ce mai, mă? Deci dacă clipul trecut s-au strâns 200 de like-uri, păi am zis că mergem către strălucitor. Așadar, începem cu un rubin strălucitor, doar cu pagubă, cu rezistență la pagubă medie. Nu! Nu, bă, băiatule! Fai! A fost atât de aproape, bă, s-au strâns like-urile în clipul trecut, v-am văzut, fraților, că ați vrut să facem nebunia asta și n-a fost să fie, bă. Țai, și ăsta o să până la 33 de oni. Și ăsta 46. Atât de aproape, doar paguba medie, bă. Suntem pe plus oarecum, dar nu știu. Bă, ce rău îmi pare, fraților. Chiar am crezut că o să facem ceva forță clipul ăsta. Chiar de ce pune clip. Dar, bă, vreau să mă mai uit foarte, foarte atent la restul de alchimie. Așadar, o să intrăm direct pe warul nostru de level mic. Bă, până una alta, băieți, am mai găsit ceva iteme pe war de care chiar nu mai aveam nevoie și vreau să le pun alături de voi la un preț corect. Cum ar fi colierul ăsta de lemn, un caz 10 pătrundere, 15 pumnal la 8 ton, mi se pare un preț bun. Imun 20 vampir, scutul ăsta iarăși e destul de fain și 8, hai, 8 ton, mi se pare puțin cam mult. Dar 7 ton pentru cineva care face DT-ul chiar mi se pare foarte ok. Mai avem aici o armură, un caz jumate PV 15, foc 30, atac cu ceva daune, undeva la 8 oni. Am văzut că vă zic pe YouTube că vrei să rupi o hara încet încet. Da, chiar asta îmi doresc. Fraților, încă ceva, nu uitați de butonul ăla de like, pentru că dacă se vor strânge la acest clip 300 de like-uri, o să dăm clipul viitor la excelent. O luăm și noi încetul cu încetul, că așa este cel mai frumos. Te interesează un item de top Yohara? Bă, nu m-am decis încă 100% caracterul, cred că o să fac un pull, dar arată-mi. Deci cred că o să fac un pull pe treaba asta. Nu m-am decis 100% caracterul, deci nu știu dacă o să am nevoie. Precizia alunecare cu metine. Bă, băi, din păcate mânușa o am pe aia cu 5 și e mișto asta, dar nu o să stau la metine. Stau la metine. Chiar nu-mi place, deci din Yohara singurul lucru care nu-mi place deloc e să stau la metine, frate, așa. E lucru pe care îl urăsc cel mai mult, din păcate. Nu e pentru mine, pur și simplu. Mai avem un colier aici, 10 critică, bă, destul de frumos el și el. Brățară, 10 foc, 10 pătrundere, 20 drop bombă, 25 de oameni zic că e un preț forță. Brățară, 15 foc, 20 drop, iarăși undeva la 25 de oameni, eu zic că e un preț formidabil. Eșarfă cu beta plus 9 și foc și pătrundere și de toate. Mamă, dar avem și un lag acum destul de mare pentru că sunt pe mai multe cliente și ar trebui să opresc din ele. 23 de oni, cred că este un preț corect. Un talisman de gheață plus 0 care va însuma 8 oni. Un talisman cu 35 secte, o blocare, întunecare 25%, bombă aș spune asta pentru orice 12 oni. Chiar mi se pare bombă pentru absolut orice ai avea nevoie la level mic și în mare parte cam asta este situația. Fraților, cine știe, poate în viitor o să mai dăm la excelent. Ia și mergi băiatul, păiranul cu legine e plin de pietre metin. Statui, mi-am făcut datoria, mai am ceva. Ia. Momentan nici nu mi-am ales caracterul, că nu prea aș mai vrea. Aș mai vrea cu ninja. E mai greuț. Plus că nu am mulți one cash. Chiar nu am mulți one cash din păcate. Trebuie să vând. Ia să vedem ce mai are aici. Armură miraculoasă. Lamă din ceanii plus 9. 20 farmec. Bă, nu, astea chiar nu mă interesează, din păcate.
Dar la mânușă e posibil să vorbim. Ia să-l bag și la prieteni pe băiat, că... na. Să-mi... dau o mânușă și om pe diamant excelent. Bă, nu m-aș băga. Nu m-aș băga. Nu m-aș băga încă... încă... o am și pe aia pe 5 și momentan. Bun. Bă, hai să revenim, băieți, de pe warul nostru de level mic. Bun, fraților, am revenit pe warul nostru. Bă, foarte, foarte elegant. Sincer să fiu, aș vrea să mai testez damage-ul, pentru că nu am mai testat damage-ul warului ăsta de pău, deci nici eu nu mai țin minte. Chiar aș vrea să văd și prețul la cufere pește. La deschideri văd că este 9,4 kk, nu este rău. Hai să vedem și din câte cuferile luăm noi medalia eroilor, pentru că ne interesează. O să urmeze evenimentul pentru care nu am pus încă la vânzare toate itemele de pe war. Deci evenimentul prinde regele, ăla mă interesează pe mine foarte, foarte mult. Nu știu încă dacă o să farmez foarte mult pe Tiger Ghost sau pe Emerald, pentru că după cum știți, fraților, pregătesc o serie și acolo, numai că nu o să mai fie zero donații, pentru că am vorbit cu foarte mulți oameni și mi-au zis, bă, nu are rost zero donații pe Emerald, pentru că și cu 100 de euro pe lună tu poți să faci foarte, foarte multe chestii acolo. Așadar, probabil o să mai urmezi vreo 2-3 zile, fraților, până o să vă arăt despre ce este vorba. Uite că am luat și medalia eroilor pe warul nostru, destul de rapid aș putea să adaug. Sincer să fiu, mi-ar trebui și un can, că văd că nu mai am aici. Aș vrea să deschid măcar 8 cutii cu pui, pentru că, ia uite-l. Bă, hai să, ia uite-l, bun. O cutie cu pui, cartea pietrelor. Bă, asta n-a fost să fie, hai next. Cartea pietrelor din nou, hai să vedem. Încă una, can. Ce să mai, mă, bine, tată. Bine, mă, bine. Așa, da, deci 3 cutii cu pui. Ne-am luat și canul, 4 luni. Practic nu o să mai avem nevoie de nimic pe acest cont. Ideea asta în felul următor, ar trebui să ne facem și cât ceva loc pe aici, pentru că uite, ou ăsta Nessie. Ok, hai să vedem dacă luăm un tip 6. Inel Hidran d-astea, biscuiți cu proteine. Bă, chiar avem mulți, ar trebui să noi vindem. Nu am inel. Deci nu am inel, fraților, îmi pare rău pentru cei care nu o să pot să vă răspund. Licență mercenar, iarăși n-avem nevoie. Asta cu sătără, iarăși nu avem nevoie. Petul ăsta, iarăși nu avem nevoie pentru că nu este bun deloc. Inel Hidran. Mamă, 135 de zile are petul ăsta Alastor. Bă, ești nebun la cap, chiar are super, super mult, level 38. Wow, bă, cred că avem ăsta de când ne-am apucat noi de oară ăsta de level mic. Nu știu, mă, cred că s-ar putea să nu vând nici surau, nici oarul, pentru că îmi sunt dragi. Deci aceste două caractere chiar au ajuns să-mi fie foarte, foarte drage și nu aș vrea să... chiar nu aș vrea să mă apuc acum să vând oarul și... și surau. Chit că probabil am face niște bonus care ne-ar ajuta în Iohara. Eu sper că din resursele pe care le avem în momentul de față și din cât am jucat de-a lungul unui întreg an, să facem niște chestii demne de Iohara, bă. Chiar demne de Iohara, ce să mai. Să putem și noi să batem șarpele ăla, că, bă, până la urmă Hidra am bătut-o, cât de... nu am inel, din păcate. Să putem să batem și noi Hidra aia, că Hidra am bătut-o. Acum, vorba aia, bă, oare... știu că itemele șarpe costă mult, dar să mă duc mai mult de 10.000 de won un cont forță de șarpe, nu cred, deci chiar nu cred, sau cel puțin nu aș vrea să cred. Poate sunt într-o stare de negare până când o să mă dau cu capul de lucrul respectiv, dar până un alta totul merge bine. Văd că mai avem niște aditivi puternici, elixir soare pe aici care nu mai avem, de care nu mai avem nevoie, și o sete care, de care iarăși nici de asta nu mai avem nevoie. Cartea calilor armați, blesuri cu B, astea le păstrez, că poate vă mai plusesc și vouă câteva chestii pe live-uri. By the way, nu mi-ați mai spus, fraților, dacă mai vreți live-uri, că eu nici nu prea am mai făcut live-uri în ultimul timp, și dacă mai vreți live-uri, lăsați și voi acolo un comentariu, pentru că chiar sunt curios dacă ați vrea să mai facem live-uri pe canal.
când mai stau să mai farmez, când mai stăm la o catering cup, na. Știi cum e, chestii, chestii normale. Văd aici, mai am o șarfă. Bă, unde e șarfa asta? Deci e șarfă de 1, e șarfă de 5 și e șarfă de 10. Să nu mai avem nicio șarfă pe cont. Uite aici, acum mai avem o șarfă de 1, mă. Era și culmea să nu mai avem, că știam că aveam o tonă de șarfe. Dar se pare că am mai dat din ele. Uite că mai am încă una de 1. Și cu puțin noroc o să facem și o șarfă pe clipul de azi. Ok, s-a făcut. 5. Succes, bun. 10. Succes, bun, mă. 12%. Bă, nu e rea, e de plus. Practic ne-am recuperat investiția în can, care să știți că nu a fost deloc mare, fraților. Și dacă eu am prins canul acum din 3 cutii, nu înseamnă că și voi o să-l prindeți din 3 cutii, vă zic sincer. Bun, ce aș vrea să fac aici? Pădurea fantomă, nu știu dacă mă pot teleporta direct. Nivelul 2 este prea mic, văd. Bun, Valea Seongyong, deșert, munte. Aș vrea să merg în munte acum și chiar aș vrea să testez cum stă situația în momentul de față la nivel mic, pentru că din câte știu s-au băgat câteva update-uri în hărțile astea și nu știu, chiar nu m-am interesat foarte mult de acele update-uri. Plus că vreau să văd și eu podul ăla care leagă acum pădurea roșie, nu știu, vreau să fie ceva mai ca lumea. Bă, armura asta, by the way, am luat-o cu skin-ul ăsta la 10 ani, chiar mi se pare o armură foarte, foarte frumoasă și este un skin demențial. Deci, practic, după ce băieții au adus skin-urile astea, acum pe Metin skin-urile nu o să mai valoreze nimic, pentru că eu nu știu o altă armură care să fie mai frumoasă decât asta. Deci, pur și simplu, băi, este superbă, mai ales cu fumul ăsta negru, chiar este ce trebuie. Văd că mai aveam aici încă o șarfă de 10. Bă, câte șarfe mai aveam fără să-mi dau seama. Deci, chiar foarte, foarte multe. Legat de setul de iteme cu care o să testez damage-ul de astfel, o să fie în felul următor. Papucii, un KPV 5 viteze de atac, 10 critică. Colierul, 2 KPV 15 sabie, 10 pătrundere, care va urma în curând să fie pus la vânzare dacă contul va ajunge la nivelul 55. Eu îmi doresc totuși să ajungem la nivelul 55 cu contul. Cercei de abanos plus 9 cu full, 15, 15, 10, 10, 20 drop. Brățară de argint plus 9 cu 50 valoare atac pe 6, 7, 10, 10. Scutul rotund 10 semi, 8 putere, 50 atac pe 6, 7, respectiv 200 PV. Talismanul de gheață care are doar 10, 5 nu este formidabil, pentru că după cum știți, fraților, mamă, dar ăștia, dar nu cred că i-ați văzut pe ăștia. Cred că pe ăștia o să batem acum. Ia uite, mă, 20 drop, 20 vampir, 20 animale, 20 diavol, 30 atac, ce să mai. Cred că ăștia o să batem, chit că au mai puțin atac. Talismanul celălalt cu 40 atac, fraților, al meu, a fost crescut și este în momentul de față plus 24 și este pus la vânzare pe shop, doar 1200 de oni. Am văzut unele comentarii care erau șocate de prețul ăsta, numai că ei nu cred că au realizat că eu am băgat 300 de oni în talismane plus încă 30 de metale, adică undeva la 420 de oni, doar ca să duc talismanul de la plus 14 la plus 17, iar cei care au plusat talismane știu că este foarte scump să plusezi un talisman. De asta prețul nici nu va fi negociabil niciodată, deci dacă nu se va vinde la prețul de 1200 de oni, eu o să-l țin, pentru că nu am niciun fel de problemă și nu mă afectează banii aia blocați în talisman, că până la urmă avem 15.000 de oni în tot felul de iteme. Să nu zic că am peste 1500 de oni în alchimia de pe sura meu, pe care eu, de care eu nu mă folosesc și nici măcar nu mă foloseam nici de alchimia asta, care de bine de rău valorează în jur de 1000 de oni, mă gândesc. Deci, na, unii oameni chiar încearcă să facă o obișnuință, dar ei chiar nu realizează că eu nu stau în banii respectivi. Da, mă rog, astea sunt niște detalii și v-aș recomanda și vouă, fraților, să nu acceptați niciodată prima ofertă la un item, pentru că dacă cineva își dorește cu adevărat itemul respectiv, nu că nu o să-l cumpere, ba, există posibilitatea chiar să ofere și mai mult pe el, credeți-mă. Bun, ce aș vrea eu să verific în momentul de față, pentru că s-ar putea să nu mai am, bă, s-ar putea să fi plecat foarte prost. Talisman de gheață, bă, că mai avem unul pe aici. Câte talismane mai avem, bă, că nici măcar nu știu, dacă știam că mai avem ceva
talismanul la tombolă, dar nu m-am uitat deloc. Deci chiar deloc. Ia, văd că mai avem și pietra lunii pe acolo. Talismane avem ceva și de fulger și de gheață. Bă, păi mai avem vreo 30 de unde aici. Niște pietre ale lunii foarte, foarte ok. Niște licor roșii L, că nu mai avem elixir acum. Am ținut toate elixirile pe BM când nu mai băteam și acum nu mai aveam. Dar aia nu e niciun fel de problemă și licorile astea 50 sunt suficiente, fraților. Credeți-mă, sunt arhi suficiente pentru ce vreau eu să fac în acest clip. Băi, chiar sunt curios cum au legat ăștia pădurea roșie. Chiar sunt foarte, foarte curios. O să putem să mergem la metele de nivel 90 mult mai repede și lucrul ăsta este un beneficiu pentru cei de nivel mic. Nu știu, într-adevăr, la nivel 70, acum la ochiuri, unde o să farmăm. Există posibilitatea de a farma în catacombe, există posibilitatea de a farma în pădure. Și uite că am găsit și metin. Deci chiar vreau să vă arăt, fraților, cum stă situația. Avem un FMS, unde e mă, ăsta, 43 medie, 20 vampiri. Blindajul 1500 PV 80 atac, coiful cu daune, scut 50 atac, papuci 50 atac, 15-15-15, brățara 50 atac, cerțirea bonusai, tot se pune pe ăștia cu 40 atac, colierul care nu are atac, da, am unul cu 50 atac, dar nu, chiar nu am vrut să-l folosesc, o eșarfă decentă, aș putea spun, pentru nivel mic, un rubin clar, full PVP și iar restul alchimiei cred că o știți. Bun, băgăm aura care ne dă 460 atac, nu o să vedeți site-uri sau prostii, pești, nimic pe clipul de azi și damage-ul este de 10k. Bă, 10k în contextul în care eu nu am nimic pe mine și asta e un damage al contului fără a avea metine pe colier, fără a avea metine pe FMS. Păi, băi, când dădeam la level 25-20k, full blindat, cred că era, bă, era senzație. Acum chiar îmi dau seama că era senzație. Probabil cu eșarfa aia cu Zodiac plus 9, bă, da. Ideea, problema e că mai trebuie să mai și rezistăm. Și am foarte mult PV, după cum se poate vedea, 22k. Numai că nu am rezistență la pământ, din păcate. Damage-ul chiar și de jos este unul formidabil. Aș putea să adaug, bă, da, chiar îmi dau ăștia mult. Deci foarte, foarte mult. Se vede că nu am absorție PV deloc pe mine. Văd că mai avem aici în cubărțară cu 10 foc, 20 drop. Deci chiar deloc nu am absorție PV și lucrul ăsta oarecum se simte. Mănușile tâlharului, uite, chiar aveam nevoie de ele. Licoare albastră, licoare roșie M, licoare roșie L. 30 doar de bucăți, nu este nimic, e chiar ok. Bă, sunt foarte mulțumit de damage. Deci pentru cei care vor să-și facă un farmer de ăsta de nivel mic, fraților, cu iteme asemănătoare ca ale mele și eu nu am militarul făcut, adică nici nu aș avea cum practic să-l fac pentru că am nivel 49, cu calul nivel 18, damage-ul se apropie de 11k cu niște iteme, bă, niște iteme, da, într-adevăr, mai avem atac pe ele, undeva la 200 atac în plus, 220 ca să fiu mai precis, dar nu am vulnerabil sabie pe talisman, nu am metine pe colier, nu am metine pe FMS, FMS-ul este un FMS de buget. Oh, și stai mă că aici, asta era podul de care vorbeam, FMS-ul, din nou, cum am spus, fraților, este un FMS de buget, nimic spectaculos, nu avem metine pe el, păi dacă mai aveam metine și pe FMS și pe colier, păi și să mai bag și pești, și pătrundere, și rouă, păi voi vă dați seama, fraților, că acum fără niciun fel de Caterin, că damage-ul s-ar fi dus, și nu vreau să exagerez, la un 13k normal, doar din iteme. Da, și eu acum nu mai aveam alchimia. Se simte foarte mult rezistența asta pământ și pe lângă lucrul ăsta chiar îmi dă foarte, foarte mult PV. Adică, gândiți-vă că am 14k fără alchimie, iar cu alchimie, după cum vedeți, fraților, se duce HP-ul pe undeva apropiat de 24k, adică extraordinar. Chiar mi se pare super. Hai să pun și eu cerceii ăștia os de tigru. Sau să nu mai pun, dar nici măcar nu cred că pot să-i pun, pentru că avem medalia eroilor în momentul de față pe noi și în metine. O, am văzut 11k, bă, am văzut 11k, dacă nu mă înșel. Și nu cred că m-am înșelat. Nici măcar nu avem licori verzi pe noi. Nu m-am înșelat, sunt fer convins de lucrul ăsta. Și damage-ul este de aproximativ 11k.
Deci, bă, practic n-o să ai, mă, nicio treabă cu un farmer de ăsta de level mic să bați oriunde. Mi se pare spectacol, deci chiar spectacol ce poate să facă. Și într-adevăr, critica este cam puțină, pentru că, dacă nu mă înșel, am foarte puțină, cred că 28, da, 28 critică, 40 pătrundere. Într-adevăr, la nivel 54 cu acțiunile lacrimă, treaba ar fi stat altfel, să nu mai zic dacă aș fi băgat și o energie și o rouă și alte lucruri, chiar ar fi stat cu totul și cu totul altă ipostază tot ce se întâmplă aici. Dar chiar și așa, fraților, eu sunt foarte mulțumit. Deci credeți-mă, sunt arhi mulțumit de tot ce se întâmplă cu contul și îmi place. Deci chiar îmi place, numai că în momentul de față eu trebuie să mă mai duc aici să mai iau niște licori. Bine că am dat la tombolă, bă, uite și tu cât de creier am fost că am dat la tombolă. Nu m-aș fi așteptat niciodată să mă ajute tombola aia, dar bă, până la urmă, până la urmă era normal să mă ajute. Oarecum, uite că am băgat și o licoare de asta verde și damage-ul este de 4,2-4,3 din ce am văzut acolo de jos. Deci chiar și de jos pot să bați metinile astea, incredibil. Am văzut că Petu a făcut și level 39, bă, și la 135 de zile, cred că s-ar putea să fie printre cei mai longevi pet pe care eu i-am făcut, dacă nu mă înșel. Într-adevăr, am avut pe țara românească unul care a avut peste 2000 de zile, un pet extrem de fain, care făcea foarte mult PV, dar, na, acum rămânem și noi aici. Pergamen binecuvântat, cartea abilității care este teamă și... Eu am fost Taker, fraților, vreau să vă spun că nu o să vând momentan nici Surau, nici War-ul. Și, na, dacă facem 200 de like-uri, dăm like și în clipul viitor. V-am pupat! Ciao!